Vă salut, băieți. Știu că n-am mai postat de mult, am zis să vin cu un video din compartimentul puiilor. Astăzi este sâmbătă, 29 iunie. Hai să vă arăt puțin puișorii. Avem un numeric de 102 pui, exagerat de mult, părerea mea, dar am avut foarte multe plec la matcă anul acesta și de aceea și acest numeric exagerat de pui. Aici se află și cei din prima serie și cei din a doua serie. Arată foarte bine pui, după părerea mea. Menționez faptul că le-am dat drumul afară de cât de 3 ori până în acest moment. Nu am avut așa timp de ei. Am stat mai mult de lotul de maturi, lotul de zbor. Așa că ieri a fost a treia oară că le-am dat drumul. Spre surprinderea mea, totul decurge foarte bine atunci când le dăm drumul. Adică nu se pierd, ținând cont de faptul că sunt foarte înaintați ca și vârstă, ca și năpârlire. Chiar au rămas acasă puii. Ieri mă speriasem puțin, deoarece plecase mai mulți în zbor. S-au și speriat de un uliu, a și venit uliu, a dat de pe unul din ei, dar nu a reușit să-l prindă. Din fericire a fost foarte deștept, s-a lăsat, era foarte sus, dar s-a lăsat și a intrat în bucătăria de vară și așa a reușit să scape. Stau puțin înghesuiți aici pentru că i-am strâns într-o singură încăpere din compartiment. Noi avem două. Aici este gol. Bine, ele corespund, dar am pus acest perete ca să-i prindem mai ușor. Dar per total nu sunt chiar așa aglomerați. Chiar dacă sunt peste 100 de pui, stau binișor. Oricum nu o să rămân atâți, o să mai dispară, o să mai iau uliu. Dar per total este ok. La momentul de față nu știm dacă o să zburăm pui anul acesta. Trebuie să ne hotărâm, ori îi zburăm cu clubul, ori o să-i ducem noi cu mașina personală. Dar vedem. În compartimentul de zburători este totul ok. Avem porumbei îmbarcați la al treilea fond, pe Grecia, Mudania. La primele două fonduri a fost ok, ținând cont de faptul că sunt etape grele, căldură. Na, știe toată lumea cum este pe Grecia. Dar a fost ok per total. Na, s-a mai pierdut din porumbei, toată lumea pierde. Dar este ok. La a doua etapă de fond, din păcate, s-a pierdut niște porumbei la care nu mă așteptam. Porumbei buni, care reușise niște clasări și prin țară și pe Bulgaria. Apoi și la primul fond clasase, dar la al doilea fond n-am mai reușit să ajungă. Nu știu cauza. În fine. Da, cam așa arată puișorii. Am spus, un numeric exagerat de mare, părerea mea, dar este ok pentru că, având mulți pui, putem face și o selecție mai dură, o să ne dăm seama și din perechile de matcă din ce merită să oprim. Oricum o să scot foarte multe perechi din matcă anul acesta, vreau să rămân cu mai puțini. Și nu aș mai aduce nimic anul acesta pentru reproducție, pentru că deja sunt foarte mulți, vreau să mai reduc. O să mai opresc un singur pui dintr-un porumbel bătrân de la matcă, pentru că nu știu sigur cât o să mai reproducă. Am un mascul de 2012 de Van Bruen și vreau să opresc un pui din el. Am vorbit cu prietenul meu, Cătălin, cu Pericol Vlog, să-mi împrumute o femelă în această toamnă și
să scoatem o pereche, două de pui. Își oprește și el, îmi opresc și eu pentru matcă și o să fie ok. Astăzi n-o să le mai dau drumul, deoarece a plouat puțin pe la 3:30 după amiază și n-are rost. Diseară o să plec, o să fiu plecat. Iar cu puii știe toată lumea cum este, când le dăm drumul trebuie să stăm după ei, să-i observăm, să-i mai ales primele dăți, până se învață, până... Este o muncă colosală cu puii. Aici am vrea să schimbăm aceste rafturi. Cel mai probabil la toamnă, când o să punem acești pui în compartimentele de zbor. Aceștia nu o să mai stea aici pe timp de toamnă. Când o să separăm masculii de femele, o să punem masculii mei la mine în compartiment, masculii fratelui meu în compartimentul lui. Iar aici, pe timp de iarnă, o să stea femelele, atât cele de matcă, cât și cele de zbor. Iar în toamnă am vrea să schimbăm aici aceste rafturi, pentru că sunt vechi. Da, nu sunt ele chiar ce trebuie, dar până în momentul de față și-au făcut treaba. Da, băieți, cam atât din compartimentul de pui. Totul merge bine. Menționez faptul că la prima serie de pui am reușit să le facem și la sota, în nări și în nochi, iar apoi am vaccinat de Paramyxo cu Columbovac. Iar la a doua serie de pui nu am mai făcut la sota, pentru că am considerat că puii sunt destul de ok. Am considerat că nu mai e nevoie să le facem la sot, așa că le-am făcut direct vaccin de Paramyxo și totul este ok. O să revin cu un video și din compartimentul de zburători. Vă salut și toate cele bune!